Dragii mei, salutare, o nouă emisiune, Generația lui John. În seara asta încercăm să ne jucăm cu tehnologia și lăsăm telefonul la o parte. Cel puțin nu-l utilizăm pentru a intra pe Facebook și pe toate rețelele de socializare. Nu, în niciun caz, ci încercăm să vedem ce putem face cu el pentru educație. Cum deja vă dă cu virgulă, nu-i bai, pentru că se întâmplă ca unii oameni să spună: dom'le, ce se poate face cu tehnologia? Mai mult de atât, adică, bun, am înțeles, ne conectăm la o rețea Wi-Fi, date mobile, din când în când ne dăm un check-in, dar putem să învățăm? Avem treaba asta? Dacă da, atunci discutăm toate informațiile cu două invitate care sunt alături de mine. Natalia Muntean, bine ai revenit în emisiune. Bine te-am regăsit. Și Ana Maria Toma. Bună seara. Bine te-am regăsit și pe tine. Și eu pe voi. Două, trei cuvinte, ce s-a mai întâmplat cu tine de când ne-am văzut ultima dată și până în prezent? Am început să pun la punct niște proiecte în educație. Majoritatea vizează realitatea virtuală și modul în care putem aplica realitatea virtuală în educația de zi cu zi a copiilor. Adică încep să atragi tineretul. Știi că dacă zic, doamne, eu sunt pe educație, sunt pro-educație, dar vin după mine cu tot soiul de tehnologii și cu tablete și cu ochelari de realitate virtuală, le discutăm, nu te grăbi, avem tot timpul din lume. Natalia? Adică, la tine e baza, să știi. Noi pe tine ne bazăm în emisiune pentru că tu o să fii cea care experimentează. Spune-mi, cât de bine îți cunoști telefonul? Foarte bine, e telefonul meu, normal că-l cunosc. Ai știi cât inci are display-ul, spre exemplu? 5. 5 inci. Da. Și ce capacitate de memorie RAM? 2 giga, 3 giga, 1 giga? Asta nu știu. Hai, nu te complic, când vrei să faci o poză, da? Ești la munte și vrei să faci o poză. Câți megapixeli are imaginea? 5. 5? Nu știu, nu mă întreba. Nu, are 5 megapixeli, eu pot să mă laud cu 12 megapixeli. Nu te întreb care e diferența, dar vreau să te întreb dacă știi ce variantă de Android ai. 4.4. Și că ți-ai făcut lecțiile de acasă, gen, domne, stați să vă demonstrez. Ce poate să facă un tânăr cu un telefon și să te pui chiar tu în povestea asta, altceva decât să stea pe Facebook? Altceva decât să stea pe Facebook? Da. Poate să înveți. Ce nu știu, poate să citească o carte în PDF pe telefon. Poți? Adică poți să deschizi un PDF în telefon, în Android? Da, normal, îți descarci aplicația de pe internet deci și citești. Ai nevoie de aplicație care deschide PDF-ul. Exact. Stai că e complice, adică trebuie să spui, bă, nene, intri în Google Magazine, din Google Magazine te duci într-o chestie care are legătură cu PDF-ul, după care de unde e cartea respectivă? Păi o descarci în acest în PDF. Mi-a trimis-o un prieten pe Gmail, am cumpărat-o de pe un anumit site, ce am făcut? Depinde de unde o găsești, acolo e. De obicei te descarc de pe net. Cel mai interesant lucru ar fi să citim mâine pe mine cărțile chiar într-un mod virtual. Nu știu dacă ne-ar ajuta ochii. Știi că trebuie să citești vreo 6, 7, 8, 10 ore ca să termini jumătate din carte și dacă vrei să o și înțelegi. Dar spune-mi dacă ai citit până în prezent, cap-coadă, o carte pe internet, PDF. Da, am citit. Și cum a fost? Foarte bine. Ar fi fost mai mișto dacă erau și imaginile, nu doar textul. Dar oricum, m-am mulțumit și cu asta. Trebuia să existe și imagine, să-ți ilustreze anumite lucruri. Poate da, chiar normal. Să ai niște ochelari de virtual reality. Spune-mi dacă jucăriile astea le-ai mai văzut până acum. Da, le-am văzut. Mi se pară foarte interesante și cred că le recomand la toți tinerii. Dacă vor să învețe. Cumpărați-vă cât mai multe jucării de genul ăsta pentru realitatea virtuală. Ana, când m-ai sunat și mi-ai spus că ți-ai cumpărat astfel de, cum să le numim noi, instrumente pentru educație, am zis, domne, ori face mișto de mine, ori e extra, super, mega pasionată de tehnologie și atunci trebuie să o înțeleg. Ai o altă variantă de mijloc? Un pic mai de mijloc. Ia am văzut atracția tinerilor pentru tehnologie. Îmi place mie personal foarte mult tehnologia. Și m-am gândit cu ce putem să-i atragem în momentul de față, să fie mai motivați pentru învățare, pentru dezvoltare personală. Și atunci, tot experimentând, tot căutând, am observat că realitatea virtuală este din ce în ce mai folosită în afara țării, în educație. De exemplu, în Marea Britanie, la Facultatea de Medicină, îți pun niște mânuși cu senzori pe palme. Pui ochelarii, ai un cadavru virtual acolo, ca să spun așa, și autopsia, deja, să știi. Da. Autopsia are loc în mediu virtual.
Avantajul este că facultățile de medicină nu mai trebuie să caute donatori de organe sau donatori de cadavre. Da? Impactul este destul de puternic. Tu i-ai probat înainte să intrăm în emisiune și ai văzut cât de aproape de adevăr sunt. Și este un mod, o unealtă de învățare. Pentru mine. Așa ai văzut ochelarii ăștia. Da, așa nu îi văd eu. Nu ai văzut ca pe o joacă ieftină, ci ca pe o joacă interactivă, interactivă cu al nostru creier, dar și cu educația pe care trebuie ușor-ușor să o parcurgem. Nu știu, avem așa ceva în sistemul educațional? Adică există anumite școli din România care să fi implementat deja un gadget de genul ăsta, măcar la ora de istorie, de biologie? Din păcate, tehnologia este foarte, foarte limitată în școli. De la o conexiune Wi-Fi până la o tabletă, deja vorbim despre lucruri sfinte, ca să zic așa. Ei n-au conexiune Wi-Fi ca să nu stea copiii pe telefoane, ci da, să fie atenți la oră, la ce se întâmplă acolo, că de-aia stă profesorul la catedră. Noi am mai discutat pe tema asta când vorbeam despre interzicerea tehnologiei în școli. Clar, și tu n-ai fost de acord. Ai zis, da, noi cum să interzici unui copil. Caută pe Google și tu ce exact comunicăm noi. Da, eu îți predau o oră de biologie, să spunem, da? Și tu stai pe sub bancă și oricum vei face lucrul ăsta. De ce să nu fii tu un profesor deschis și să-i spui, bă, dacă tot aveți lucrul ăla în față, hai să-l folosim într-un mod productiv. Da? Ia dați voi în Google Search sau în YouTube și vedeți ce găsiți despre celulă, să spunem. Da? Poate găsim niște informații pe care noi nu le avem în momentul de față în manual. Și hai să facem o dezbatere. E ceva în plus, e ceva în minus, lipsește ceva. Mai ales la tot ce înseamnă știință, în momentul de față putem observa un trend ascendent. Da? Se dezvoltă genetica, se dezvoltă cibernetica, se dezvoltă orice înseamnă știință. Da? Și este un mod plăcut de a vedea viitor. Am putea mâine, poimine să stăm acasă, la noi, în fotoliu și de fapt să fim la școală, profesorul să fie virtual. Exact la asta m-am gândit, da? Și eu. Cred că e cea mai bună variantă. De ce să mă duc prin zăpadă? De ce să mai închidem școlile când noi trebuie doar să avem o conexiune la Wi-Fi și Natalia să spună, domn profesor, uitați, sunt aici, am un avatar, e setat, din când în când apăs pe un steguleț dacă am ceva să spun. Cum ți se par lucrurile astea, Natalia? Aproape de... Hai să o numim realitate relevantă sau e o poveste tristă? Adică, frate, dacă începem să aprofundăm informația asta, o să ne facem mai mult rău decât bine. Mi se par atractive orele dacă am avea mai multe imagini și, în primul rând, elevii ar fi interesați de ora respectivă și poate ar avea mai multe abilități în diferite domenii. Spre exemplu, cum sunt liceele împărțite pe multe profile, adică uman și real, cei de la uman învățând la biologie despre corpul nostru ar dori să ducă la medicină, să transfere, adică e ceva frumos. Poți să schimbi oarecum o traiectorie sau poți să-l convingi pe un tânăr despre ce e vorba? Dacă tu ești la medicină, nu e chiar atât de plăcut, groaznic sau de plăcut. Depinde de perspectivă. Unii zic, domne, medicină înseamnă vreo 10 ani de studii. Dai să vedem ce se întâmplă, de fapt, în aia 10 ani. Care sunt principalele obiective? Pot să ajung acolo unde îmi doresc? Că mulți zic, domne, la medicină 10 ani, dar măcar să câștig un salariu bun. Dacă nu, în România, în străinătate. Și gata, deja am terminat povestea. Dar măcar să știu și eu cum arată, nu știu, o inimă. Și am abilitatea să fac față. În medicină nu cred că face oricine față. Da? Dar putem să facem față unui astfel de aparat? Că medicina, cu ajutorul unui astfel de gadget, ne ajută să intrăm pe un teritoriu pe care nu l-am cunoscut niciodată. Da, când și... ești din cap stânga-dreapta și se mișcă imaginea odată cu tine, creierul spune, prietene, tu nu mai ești în încăperea ta, tu ești acolo, alături de tehnologie. Da, exact. Și ai bătut un punct foarte ok acolo și ai creat un scenariu în care noi vom fi dependenți de tehnologie. Iar eu o prezint elevilor, le spun că este posibil să creeze și dependență dacă nu ești atent cum o folosești. Noi suntem adulți responsabili care cred că am învățat din greșelile noastre când suntem supuși și avem în față foarte multe gadgeturi.
observați acum un trend în care toți copiii și elevii și copii mai mici sunt prinși acolo în realitatea virtuală, n-au nevoie de ochelari. Da? Și atunci este un mod de prevenție, de a nu crea dependență. Le spui, le povestești, le explici, o folosești ca pe unealtă, dar nu ca pe un ideal. Hai să facem exercițiul ăsta, să îi explici Nataliei, da? Despre ce e vorba. Adică, doamne, uite-mă, Natalia, avem aici una bucată jucărie extraordinară, nu știu, cum îi spui tu? Este un device conceput pentru un telefon anume, deci nu poate fi folosit. Sunt doar anumite modele de telefoane, da? Da, cu orice tip de telefon. Cel puțin nu varianta aceasta de VR. Iar acești ochelari, dacă vă aduceți aminte din copilărie, de acele mici device-uri în care ne uitam... Hai să dăm un pic paharul mai într-o parte. Ne uitam în soare și aveam imaginea stereoscopică. Acesta e similar. Este experiența mai puțin reală, ca să spun așa. Și nu atât Să înțeleg că începem cu cel care e mai puțin performant. Da, cu cel mai puțin performant. Ca deci, să nu-i ce creăm acum? Un șoc. Am accesat o aplicație. Da, deci ești într-o aplicație și introduci telefonul într-o cutiuță. Nu văd nimic special la acea cutiuță. Este o cutiuță. E o carcasă. Banală. Da? Hai să o arătăm către un operator, da? E o cutiuță banală. Văd că are acolo totuși un burețel, probabil ca să nu se zgârie telefonul. Și astea sunt lentilele. Și ai două lentile. Două lentile care ce fac? Stereoscopice. Da, și practic noi avem o imagine în relief, exact. Și una singură, una bucată imagine, nu vedem două imagini. Exact. Și acum aplicația este una care îți permite să vizitezi cosmosul, iar băiatul meu cel mare este fascinat de aplicația asta. Plus că acești ochelari se pot folosi de către copii sub 13 ani, aceștia nu. Îți oferă o senzație mult prea puternică. Natalia, o să-i încerce pe creierașul tău. Natalia, ești pregătită? Stai așa, că nu vrem din prima. Am înțeles că trebuie să ai un mic... Am întrebat-o înainte, deci mi-am permis. Dar hai să mai întrebăm o dată, să nu zică Am întrebat-o dacă este cardiacă, epileptică, dacă are rețetă medicală, prescripție medicală în legătură cu... Până acum, cum ai răspuns până acum la întrebările astea? Sunt sănătoasă. Deci ești sănătoasă. Da, este foarte important să știm ce facem și cum facem, să fim foarte bine documentați. O persoană epileptică de la imaginile stereoscopice îi se poate declanșa o criză. Aveți și la televizor, când sunt anumite flash-uri sau anumite imagini stereoscopice, aveți un avertisment acolo. De aceea întrebăm clienții înainte și colegii și cu oricine folosim aparatul în cauză. Dacă sunt sănătoși și pe propria răspundere își asumă. Natalia, nu e prima dată când încerci ochelarii ăștia. Spune-ne înainte ce părere-ți făcusei, doar așa, din auzite. Domnule, niște ochelari, ce-ți spuneai? Sunt o persoană foarte curioasă și doream să văd ce o să simt și... Încă tot sunt curioasă, deși nu m-am convins până la urmă ce posibilități adică au acești ochelari. Nu te-a lăsat Ana Maria prea mult să experimentezi? A zis, domne, ce-i mai bun pentru emisiune ca să vedem cu toții reacții. Am înțeles că te poate lua amețeala și acum vorbesc foarte, foarte sincer cu tine. Dar am întrebat-o dacă are rău de mișcare. Nu știi la ce să se aștepte omul, domne, sunt la 10.000 de metri altitudine, I-am explicat. Și ai înțeles, da? Da. Nu te-ai speriat din ciocolare? Nu. Bine, hai să încercăm pe primii. Cea mai mare problemă, știi, care noi nu o să le putem arăta celor de acasă ceea ce vezi tu și atunci va trebui aici să utilizăm... Aici cred că pot să-ți arăt. Da, poți? Da, după ce scoatem, lăsăm aplicația să... Nu, dar fix acum aș fi vrut să vedem în timp real și pentru că nu se poate face treaba asta, o să o lăsăm pe Natalia să ne explice. A pornit aplicația, ce se întâmplă? Că noi avem impresia că te uiți la noi, știi, că îți facem cu mâna și tu ne vezi. Povestește tot ce vezi acolo. Vezi ceva? Da, văd. Vezi că îți fac cu mâna? Nu, deci nu văd nimic din platou. Deci tu ești într-o altă lume, chiar dacă ești aici cu noi. Da? Exact. E interesant să te vedem pe tine și comportamentul tău. Da, sunt fascinată. Nu m-am așteptat la așa ceva. Ce-i dat? Ce-i proiectezat? Ți-am spus, o imagine a spațiului cosmic. Ești în spațiu? Da. Da, și se mișcă așa planete. Melodie.
Da, ei se, lor li se montează și căștile, dar la primele utilizări evit să pun căștile pentru că e senzația foarte puternică. Dar știi că ești un platou, da? Da, exact. Să nu-i treaba asta. De, oricum, acum momentul ăsta e prins în experiență și nu... Nu știu, poți să dai zoom, poți să afli anumite informații despre planetele pe care le vizualizezi. Oricum nu am cuvinte să explic ce văd, totul e mișcare. Dacă acum ți-ar apărea, nu știu, un... O poezie de Mihai Eminescu ar părea la fel de fascinantă? Da. Da? Și ai începe să parcurgi textul? Îți dai seama să citești Luceafărul exact. Așa cu luna și cu stelele și lângă. Cu un pic de muzică. Și cu un pic de muzică. Ce da, senzație. Da, da, da. Cred ar fi fenomenal să fie Luceafărul și cu muzică. Și atunci experiența învățării nu e mai puternică? Uite, colegii noștri nu te cred pe cuvânt, dar zic, bă, frate, voi ce faceți aici? Păi facem emisiune sau ne jucăm? Că nu ne arătați nimic și nouă. Și Natalia care se uită peste tot în platou și ce doamne, e fascinant, adică ce aveți în ochelarii aia? Dați-ne și nouă! Zine, ce vezi acolo? Deci văd cosmosul, îl văd aproape. Imaginea se mișcă în același timp cu tine, da? Hai să explicăm treaba asta. Tu te uiți către un ecran, există un senzor giroscop, se da. Numește, da? Acel giroscop ajută la calibrare. Dacă te uiți da. În sus, exact. Vedem și noi imagine de sus. Uite, acum te uiți în sus, nu? Dacă începe să, dacă n-ar sta pe scaun Natalia și ar fi nu, în stai picioare. Două secunde. Întotdeauna da. Recomand să stai pe scaun. Dacă tot vrei senzația, folosești un scaun care se balancează. Dacă te ridici, eu am făcut experimente pe mine. Înainte să fac experimente sau să îi pun oricărei alte persoane. Sub strictă supraveghere? Nu. Inconștient din partea mea. Chiar precizez pentru că te poți accidenta serios. La un moment dat eram într-o simulare, picat ceva așa, și eu am plecat de lângă scaun și m-am trezit la vreo un metru jumătate în față lângă masă. Deci îi folosești, dar trebuie să fii un pic atent. Te rup, la un moment dat te rup de tot. Presupun că există da. Un manual de instrucțiuni, câteva, până la urmă da. Periculos poate fi și un calculator, depinde cum îl utilizezi. Da? Adică dacă... da, uite, de exemplu, pe ochelarii ăștia, dacă te joci un joc foarte violent, sunt convinsă... Dar Natalia nu o să facă treaba asta, nu vrea să joace un joc violent, ea vrea să învețe. Păi asta vreau să spun, tehnologia ar trebui folosită într-un scop benefic, nu folosită să împușcăm sau să omorâm oameni. Hai să vedem pe Natalia în realitate. Bine ai revenit printre noi, da? Bine m-am regăsit. Uite, o să-ți arăt, dar imaginea este în dual. Nu contează. Hai să ne facem o idee, să vedem da. Stai un pic imaginea. Se vede. Este foarte întunecată. Acum, vedeți o lună acolo, stele, lună. Vezi? Nu cred că e chiar atât de dificil pentru cei de acasă să-și dea seama de faptul că imaginea respectivă este... Bine. Oarecum diferit. Hai să mai arătăm un pic către cameră. Da? Ok. Bun. E, cam asta vedea Natalia, dar într-un alt spațiu, într-o altă lume. Numai că era mult era mai aproape acolo. De stelele respective. Da, ea era acolo. Natalia, ești bine? Foarte să bine. Să ne spui dacă, nu știu, te simți într-un fel anume. Uite, prima dată mărturisesc că atunci când am fost la un film 3D, a fost cel mai obositor și lacrimogen moment din viața mea. Adică am zis, nu mai vreau la niciun film 3D. E același efect sau e diferit? E diferit. Te obosește mai mult? Nu, nu m-a obosit pentru că mi-a plăcut această experiență și vreau să întind mâna să ating. Ci că există tot soiul da. De senzori pe care poți utiliza. Crezi că ar fi fost dificil pentru tine dacă erai în picioare? Presupun că da, nu zic sigur, dar presupun. Avem ceva pe rest pe aici și era nu un vreau pic să, sub supravegherea mea, cineva se accidenteze, da? Adică măcar să știm pe cine da. Dăm, da. Dăm vina. Bun. Pe tine. Vreau să... Bun. Vreau să știu următorul lucru. Pentru că celălalt model este cu mult mai complex, performant da? Sau, hai să spunem, experiența este total diferită. De-aia am zis să luăm pe... Bun. El este mult mai complex ca experiență, ca mod în care se prezintă imaginea, ca sunet. Cum, mă repet, nu am pus sunet pentru că este prima oară în care dar nu trebuie să punem și sunet acum? Nu știu, de la telefon ceva? Ba să auzim da. Și noi? Hai să vedem. Nu cred că e atât de...
Dar sunetul îi va crea o experiență mai puternică. Păi noi asta vrem. Natalia să se simtă foarte bine a doua oară în emisiune. Să plece cu o impresie extraordinară. M-am simțit și eu în sfârșit bine într-o emisiune. E păcat să... Păi da, și să vreau să mai vin. Da, exact. E foarte bună direcția asta. Nu-ți strici telefonul ăla de... Nu. Cred că e de vreo 36 de milioane, 3600 de lei în banii vechi. După ce am spart și display-ul prima oară, l-am făcut de mai... Da. Device-urile, obiecte. Da. Nu trebuie să ne atașăm de ele. Nu ne atașăm de obiecte. Așa, bun, acum permiteți-mi un pic să mă rup eu de voi, așa ca să zic. Adică Ana Maria acum nu mai e cu noi, este într-o altă lume. Da. Ai selectat o lume acolo? Spune-mi. Exact, aici aveți un pad. Aici care unde? Îl folosiți. Uite aici. Uite aici. Ia iurea pentru că... Hai să arătăm. Întâi explică-ne device-ul și abia apoi. Bun. Întâi se conectează. Am văzut, ai pus un telefon inteligent acolo. Și ai... Aveți aici, în lateral, un pad pe care îl folosiți să stânga, dreapta, sus, jos. Și avem și un buton de mijloc, de selectare, da. Ceva? Ok, deci da. Practic e un buton fizic. Dar și încă patru cu digitale. Ochii, da? Da. Giroscopul își face treaba, te duci frumușel pe start și apeși buton. Ai și l-ai calibrat înainte? Nu, se calibrează singur. Uite, sunt foarte, foarte tare acele lentile. Deci că e un om cu ochelari cu super dioptrii, da? Da. Nu ne deranjează la ochi, adică nu, la vedere? Nu, este foarte comod. Bineînțeles, dacă ai probleme serioase la ochi, nu cred că e ok. Cred că îți forțează ochiul mai mult decât asta ar trebui. Asta să nu fie periculos. Dar pentru anumite persoane. Eu l-am utilizat la niște prieteni care au ochelari și au putut să țină ochelarii la ochi, pentru că are spațiul ăsta foarte vast aici. E destul de larg și nu-ți deranjează ochiul. Poți să pui cu tot cu ochelari. Să înțeleg că acele lentile nu pot fi reglate ele în funcție de dioptrii. Ba da, ele pot fi pot reglate fi? De aici. Ah, super. De aici. Okay. Dar totuși nu recomand să faci experimente pe propria ta vedere. Să faci clarul. Da. E mai clar sau e mai puțin clar acum? Exact. Bun, hai să experimentăm. Nu, până la Natalia, păi de ce facem treaba asta? Adică mai devreme era în posesia ta. Vrem să te vedem și pe tine în postura de om conectat la tehnologie. Așa o să ajungem. Eu nu... Deci o să avem și în venă așa, acolo să vină FTP-ul. Serios? Uite, acum intrăm într-un vas de sânge. Atenție, acum... Ana Maria intră în ce ai spus tu. Este o senzație foarte... Eu am experimentat acest clip de mai multe ori chiar. Ca să prinzi experiență, să știi că în emisiune lucrurile funcționează nu așa. Nu neapărat. Știi că eu nu mă uit la tine tare. Acum, adică eu mă uit la un gadget. Adică eu îmi dau seama că tu nu mai ai nicio treabă cu noi. Da, eu văd cum circulă sângele. Merge asta ca terapie de cuplu, adică dragă, dacă nu ne mai înțelegem de nicio culoare, dacă ne-am certat în ultimul hal, ne punem ochelarii ăștia și ne întâlnim cu un avatar. Tot noi suntem, dar parcă arăți altfel acolo. Da, și distorsionăm imaginea corporală. Uite că nu mă bag în seamă, nu vrea subiectul ăsta. Nu, sunt foarte atentă la o inimă care bate și acum îmi explică de ce și cum deja? Bate. Nu cred. Da. Ce puls are? 86. Da, și acum călătoresc într-un vas de sânge. Așa, o grămadă într-un de vas de sânge? Da, vas de sânge. Deja observ ceva utilitate, adică nu ești într-un joc oarecare, ci într-un joc educativ. Da. Eu ai găsit astfel de aplicații? Sunt foarte multe aplicații de gen. Adică alții s-au gândit, noi încă mai avem de lucru. Uite, eu îl folosesc de 2 săptămâni și tot am tendința să mă uit pe sus, în stânga și în dreapta, în cazul în care am ratat ceva să mai văd o dată. Așa. Și senzația e foarte puternică. Chiar și noi o simțim, ești atât de expresivă, a ajuns până la noi. Deci este incredibil. E multă dinamică acolo, nu înțeleg. Da. Circul cu liftul, circulă cu balonul. Sângele, da? Da? Globulele roșii pe aici. Dă-le la o parte. Perfect. La un moment dat îmi prezintă în momentul ăsta leucocitele. Așa. Da. O să ne spui informații dacă vrei despre... Da, ne spune despre leucocite, despre trombocite. Și dacă te oprești asupra lor, informația începe să fie strict dintr-un anumit domeniu? În momentul ăsta, aplicația pe care o folosesc eu acum este strict despre biologia umană. Da? Mai există o aplicație care îți vorbește despre cosmos. Ești groaznic.
Mulțumim! Ana, hai să pasăm treaba asta către Natalia, dar cu altă aplicație, nu se poate ceva mai dinamic? Adică... Este suficient de dinamică pentru început și adică o să-i mai pun. Deci mai există. Asta e un fel de fază pregătitoare ca să nu te chinuie din prima. Ai emoții? Nu. Baftă. De ce să aibă emoții? Tinerii sunt mai temerari decât am fost noi la vârstă. Da, așa este. După o vreme îmbătrânim și parcă nu mai suntem așa de capabili să pășim în față. Vezi ceva? Da, văd imaginea. Așa. E mult mai fascinant decât imaginea anterioară. E mai multă mișcare. Te miști și tu sau este... E doar un cadru care se tot mișcă și tu rămâi în loc. Dacă mă mișc și eu... Da, zile. Am ajuns undeva. Este pe o platformă și... Sunt într-un tunel. E întuneric. Și acum să vă aprind așa o lumină. Cine a stins lumina? Eu la cabinet pot să văd așa. Pe un televizor. Da, ce văd ei și mi-e mai ușor să-i direcționez, vezi că uite ce se întâmplă și e mai ușoară experiența. În momentul ăsta am mai mult control. Ce face? Ce vede de fapt și de drept? Acum poți să te întorci mai mult cu 10 grade, nu cred că se întâmplă nimic. Cred că a intrat în creier, dacă nu mă înșel. Aoleu. Doamne, deci văd atâtea. Uită-te în jos. Aoleu. Cam așa ar trebui să arate educația, adică... Așa ar trebui să fie educația, ar trebui să fie... Să fim da, adică nu se deschide catalogul la pagina cu tare și cine este primul sus i-a ascultat? Exact, educația asta ar trebui să arate, nu știu, să stimuleze creația, partea dreaptă. Eu cred că ar veni Natalia la școală și toți tinerii cu super drag, dar noi avem multe alte probleme pe care ar trebui să le rezolvăm. Mă apuc de biologie. Iau! Sigur. Perfect! Oameni care să lucreze în domeniul tehnologiei, avem foarte mulți chiar din România, dar avem nevoie de bugete alocate pentru dezvoltarea unor astfel de aplicații. Uite, Natalia, vezi că ești un pic mai răvășită, așa, adică se vede că experiența a fost una de calitate. Gen, domne, vă rog eu, spuneți-mi, mai ai de experimentat. Nu te grăbi, liniștește-te acolo, să știi că eu am experimentat un pic înainte în culise și m-am luat un pic cu amețeala. Nu am vrut să-i spun Anei, zic, eu totuși să nu-i dau satisfacție. Vă rog frumos să-mi comunicați dacă apar efecte și ce efecte apar în timpul utilizării. Da? A fost responsabilitatea. Clar, mi-am asumat. Da? Total. Corect. Acum ce pregătești? Mai sunt câteva aplicații. Uite, de exemplu, dacă vrei să vizitezi lumea. Nu ne costă foarte mult. Nu te costă foarte mult. Să spunem că ești la istoria Egiptului, da? Așa. Hai, două secunde. Stai că un pic mai devreme s-a auzit... Așa. Nu. S-a auzit mai brusc. S-a jucat cineva cu ei foarte intens și n-am avut protecția deasupra pe cască. Nu, s-a stricat. N-am avut protecția pusă și a sărit atât de puternic din scaun încât mi-a aruncat și device-ul. Și să evităm lucrurile astea, dar nu cred că... Nu sări din scaun, nu? Ok. Și acum hai să mergem pe niște fotografii. E lumea ei, deja știe că sunt jucăriile ei, de ce să ne luăm prea tare? Doamne, deci eu sunt mai fascinată decât copiii. Și acum să la mine vă mai luați Crăciun. De tineri, să spuneți că înțelegi? Da, chiar am o problemă, nu trebuie să vă luați de tineri, ei experimentează. Da, cu ești conectată la o rețea Wi-Fi? Da. Adică se poate și pe rețeaua acesta... obișnuită. Poți să îi folosești pe rețeaua obișnuită. Dar... Trebuie internet neapărat. Da, asta trebuie. Poți să folosești, sunt câteva aplicații pe care le poți folosi și în afara internetului. Îți downloadezi tu anumite poze, dar eu la 32 de giga deja nu mai am spațiu. Ai putea să-ți schimbi telefonul? Ești și comic. Mă gândesc că oamenii ăștia n-au făcut degeaba astfel de device-uri, măcar un upgrade să... Ce vezi acolo? Tour of Europe. Tu ne arăți camera ta performantă și am impresia că ne filmezi, nu că să știi că pot să vă și filmez. Da? În timp ce... Da, deci eu pot să intru pe camera aparatului și să văd ce vedeți voi. Unde vrei să mergem? Ia să vedem. Din partea în stânga. În Madrid. Sau la teatru sau la casa de muzică. Hai să mergem în Madrid, la opera din Madrid.
Hai să mergi. Cât ne costă? Ok, nu te costă nimic. Super. Și ce înseamnă ai să fii pe Wi-Fi? Nu te costă nimic. Dacă erai pe date mobile și erai eu și în am România. Nelimitat. Ah. La mine tot abonamentul e nelimitat. Da, vrem și noi la un moment dat. Natalia, sper că ești bine, comunică, te rugăm cu noi. Poza nu se mișcă. A început bine. Da. Deci, știi, tu ești la fața locului, senzația, acum trebuie să ne transmiți. Senzația este diferită pentru că poza este una statică. Da? Poți să vezi în 360. E ca și cum ți-ai privi pozele din vacanță, dar în 360 de grade. Deci doamna dirigintă pe acolo? Nu cred. Cum, la final de semestru? Uite, și dacă folosești pad-ul din partea Deschia, dreaptă... Nu te observă. Tu te-ai apropiat de eu ea? Eu m-am apropiat să-i apăs eu, dar n-ajung la ea. Cam cablele pe așa. Mine. Folosește pad-ul din partea dreaptă și dă... Ah, ok. Și dă slide. Se mișcă? Se mișcă pozele, adică se mai încarcă alte poze? Oricum, e de ajuns ce văd aici. Nu, e că, nu este impactul similar cu un video. Păi hai să-i punem un video. Am înțeles că sunt chiar concerte la 360 de grade. Da, am pus mai multe ca să vezi despre ce e vorba și cam ce face aparatul. Oricum, am ajuns la... De exemplu, dacă ție ți-e greu să te relaxezi. Putem să folosim acest aparat pe fiecare invitat înainte de emisiune. Poți să folosești aparatul. Îl bagi într-o imagine din asta virtuală, o poză virtuală, îmi închipui acum niște palmieri, apă, ceva calm, o muzică ușoară pe fundal și atunci este in the zone. Și până dacă le spunem că intrăm în direct, ce se întâmplă? Se sperie sau efectul e unul pozitiv? Ar trebui să fie unul pozitiv. Pentru că nu-l mai soliciți la nivel de imaginație. Imaginează-ți acea plajă, imaginează-ți acei copaci. Merge la nivel de amintire. Ne amintim mai ușor. Asta e prima fază. Dar trebuie să le spunem celor de acasă faptul că există și căști pentru așa ceva. Există și... mânduși. Tocmai a vrut să apuce ceva de pe acolo. Natalia, să nu uiți că încă ești în emisiune. Da? Știu că ești foarte relaxată, știu că ai uitat de toate emoțiile din lumea asta și că îți place ceea ce vezi. Dar măcar să ne spui, domne, uite, a apărut un pitic și era în pădure. Și uite piticul ăsta, uite-te la el. Sunt foarte sus și văd canape. Ești sus? Da. Că ești pe scaun, ce? Și ce vezi? Cred că o să cad. E doar o poză. Da, e doar o poză, dar e realitatea virtuală. Cum păcălim creierul? Ce putem să-i mai adăugăm? Ca la un dat trebuie să spunem, nu mai ești în emisiune. Nu cred că vrem să ajungem într-acolo încât să creăm o realitate care nu e reală. Până la urmă trebuie să fim conștienți că e virtuală. Eu m-am gândit chiar la bieții angajați care au o jumătate de oră la dispoziție să se destreseze și ajung într-o încăpere unde își pun niște ochelari de genul ăsta și sunt ca într-o vacanță extraordinară. Da, ei au foarte multe aplicații. Mă refer la nivel de joburi, de școală, de terapii. Natalia, de... nu mai e cu Moș Crăciun acum, Natalia. A trecut Moș Crăciun. Suntem în ianuarie. Poți să le adaugi un costum sau cel puțin niște mânuși cu senzori și primești feedback-ul biologic. Da? Adică atunci când pun mâna pe ceva... Pui mâna pe se... un păianjen, okay. Da? Și îl simți ca și cum îl ai în mână. Da? S-ar putea să am o fobie și să nu vreau să-l văd. Dacă ai o fobie, te duci la un psiholog clinician, îți rezolvi fobia, poate și chiar folosește... merge pe așa ceva? Poate chiar folosește un aparat de realitate virtuală în terapie și atunci este mai ușor. Da? Hai să vorbim un pic despre riscuri. E tehnologie, dependenți suntem cu toții, dar marea mea curiozitate e să știu, putem să descoperim sau să declanșăm anumite fobii, boli, utilizând așa ceva? Boli? Nu știu dacă poți să declanșezi, dar poate dacă ești predispus la o epilepsie, da? Și poți să declanșezi acolo o criză de epilepsie. Dacă ești cardiac și spui... De exemplu, există o aplicație, se numește Divergent și este o adevărată simulare acolo a lumii Divergent. Și la un moment dat, jur că simți că apar niște ciori din spatele tău și le auzi așa în dreptul urechilor cum zboară pe lângă tine. E, un cardiac cred că și-ar provoca acolo un mic infart.
da? Sau ceva probleme la inimă. La nivel de dependență, cu cât este mai autentică experiența, cu atât cred că poate provoca dependență. Să ajungem să stăm doar în realitate virtuală, pentru că nu ne place lumea reală. Și la nivel de prevenție, nu aș recomanda să joace nimic violent pe căștile astea. Pentru că sunt prea puternice experiențele. Știi ce ai spus tu acum? Nu, da, am avansat suficient de mult cât să ne dăm seama de riscuri. Nu, nu, nu. Cât, cum adică să nu ne jucăm? Păi la ce experiența oamenii, când te gândești la un gamer, te gândești la unul cu două super pozitiv. Monitoare, da, ar deci fi extraordinar. Închipuie senzația cu ochelarii, cu mânușile, că iei gâtul unui om acolo. Ce instinct te trezești tu în utilizator? Păi nu facem ăsta. Păi nu facem, efectiv. Și atunci facem. Cum te joci? Deci jocurile sunt și așa sunt foarte violente. Nu? Mai bine ne jucăm noi ceva mai practic, mai productiv, citim o carte, mergem, vedem un concert, mergem, poate ascultăm un profesor care ține o conferință la Paris. Da? Și poate eu nu am bani de avion, dar vreau să am experiența asta. De ce să-i folosim într-un mod destructiv? Toată tehnologia tindem să o folosim într-un mod destructiv și nu e ok. Da? În loc să stăm pe Facebook, putem să folosim Google sau Wikipedia. Și care deja sau... vreau să te întreb, dar putem să stăm pe Facebook de pe ei? Adică da. Să nu mai dăm simor, să dăm din cap așa, din când în da, când. Da, păi cred că te ia și amețeala dacă tot faci treaba. Și când vrem să vedem pozele, ce facem? Dăm așa capul din când în când? Ideea e să-ți crezi cu tehnologia abilitățile de care ai nevoie să poți să existi în viața de zi cu zi. Viața de zi cu zi nu înseamnă realitate virtuală, nu înseamnă gadgeturi, înseamnă interacțiune cu oamenii din jurul tău, socializare, să ai încredere în tine, în propria ta persoană. Cred că de fapt ăsta e trendul. 2015, 2016, 2017, începem să ne dorim tot mai mult să comunicăm în realitate, să avem experiențe în offline, dar apar astfel de jucării, jucării care ne atrag. Și de ce suntem mai captivați de ceea ce regăsim în tehnologie? De-aia nu prea mai știm să vorbim cu omul, să-i spunem un salut sau un bine ai venit sau îți mulțumesc sau uite aici ai greșit și aș vrea să reparăm împreună. Da, acum poți să folosești realitatea virtuală și să creezi o experiență din care să înveți. De exemplu, să spunem că ai anumite lipsuri la nivel de abilități sociale. Există o aplicație care îți simulează o sală de conferință sau un amfiteatru și te ajută pe tine să vorbești, să discuți, să interacționezi la nivel virtual. Suficient de mult cât să-ți creezi niște structuri, da? Pe care să te bazezi când ieși în viața de zi cu zi. Adică un fel, un mod mai util, mai interesant de a-ți înfrânge timiditatea. Da? Cred că unii oameni or să aibă așa o temere chiar și de treaba asta. Nu pot, nu sunt prea mulți oameni în sala aia. În primul rând, doar prin simpla experiența lor, ei oferi creierului tău ceva nou. Ai dat un check-in pe lista aia, ce facem? Facem ceva nou în fiecare an. Check-in, gata. I-am experimentat, știu despre ce e vorba, mi-am satisfăcut cel puțin curiozitatea. Da? Altă e povestea când aduci un gadget de genul ăsta în casă, ai un puș de 13 sau poate mai jos, 13 ani sau mai jos, și pui la ochi. Ia mama și joacă-te. Să fii convins că va avea o experiență atât de puternică și nu va putea să facă diferență la un moment dat între ce se întâmplă în viața de zi cu zi și ce se întâmplă în acest VR și te întreb de ce îl pierzi. Da? La fel ca și Facebook-ul, la fel ca și orice device folosit în exces, necontrolat și nesupravegheat. Natalia, ai vreo temere atunci când vine vorba de public, de comunicări în public? Nu. Nu? Adică ești pregătită pentru treaba asta? Da, sunt foarte. Crezi că ar fi relevanță ochelarii ăștia pentru un om timid, care nu prea le are cu comunicarea? Dacă ar avea un rezultat pozitiv, da. Rezultatul comunicării sau da. La ce te referi? Ce tip de rezultat? Dacă nu ar mai fi timid după... Asta aș vrea tare mult. Să luăm 3, 4, 5 timizi, să ne ajute Ana Maria aici de față, să spună, uite,
Măi, timidule, măi, fii atent, tu de mâine încolo o să fii cel mai breaz și mai curajos. O să fim o societate plină de oameni cu intenții bune. Vreau să te întreb altceva, Ana, uite. Nu, dar deci eu te ascult. Deci eu sunt, pace, eu sunt, da, eu sunt captivată de lucrurile astea. Altceva. Dar sunt perfect atentă la ceea ce clar. Spui. Îi căutam noi te credem video, pe cuvânt. Dar chiar sunt atentă la ceea ce spui. Natalia, ar fi interesați tinerii de educație prin VR sau zice de... No. Da, normal că ar fi foarte interesat. Sigur că da. Toată lumea e entuziasmată la început. Toată lumea zice, domne, ne place, vrem, dar după ce le avem în posesie, după ce le putem experimenta, oare nu cumva ne plictisim? Păi da, dar lumea e mereu în schimbare și apare ceva nou. Deci care mai e cel mai în vârstă profesor pe care l-ai? Cam ce vârstă are? Nu știu, 50 de ani. 50, poate chiar un 60, nu știu, zic și eu, mă dau cu părerea. Crezi că are înțelege acel profesor de 50-60 de ani cam care-i treaba cu tehnologia și că ar trebui să-și facă 20 de minute să-și aloce măcar o dată pe săptămână pentru a interacționa cu voi și în acest fel? Depinde dacă dorește ca elevii săi să fie atrași de ora respectivă sau dorește să spună elevilor ce are de spus. Și crezi că există profesori care doar vor să spună și gata? Păi lumea e diferită. Adică răspunsul tău e da, există și astfel de profesori, normal. Da. Că i-am întâlnit cu toții. Acum ce vrei să faci tu pe neștiutorul? Logică există și sunt mulți la număr, nu? Păi eu pe ei vreau să-i vizez. Eu pe ei vreau să-i împrietenească Ana Maria cu ochelarii ăștia. Și să-i convingă... Bine, nu e vorba numai de ochelari, ci e vorba de tehnologie în general. Educatorii, profesorii, ar trebui să aibă o viziune, da? Să vadă un alt fel de viitor. Noi ne-am obișnuit că în educație primim tot ceea ce am trecut, prin ce am trecut, prin ce am învățat noi ca experiență. Nu ne gândim cam cum ar vrea să arate lucrurile. Cam cum le imaginăm, da? Ne bazăm pe experiențe. Nu vedem nimic nou, nu vrem să creăm, nu vrem să ieșim din zonele alea de confort. Dar de unde atât de multe nu-uri? Pentru că nu vrem. Uită-te în educație. Predăm aceeași materie care se preda, deci astăzi se preda aceeași biologie care am studiat-o eu acum 10-12 ani. Și nu mi se pare ok. La nivel de genetică, la nivel de biologie, la nivel de descoperiri, au apărut atât de multe teorii, au apărut atât de multe studii științifice. Noi nu ne bazăm. Dăm un manual, arătăm o celulă, spunem despre anatomia corpului și gata, acolo am terminat. Da? La nivel de istorie învățăm despre conflicte, dar nu avem o părere clară. Ce părere ai tu? De ce crezi că oamenii l-au urmărit pe Hitler, de exemplu? Nu? Vreau și un răspuns empiric, să te implic în procesul de educație, să te atrag cu ceva, măcar dacă nu e vorba de un VR care e scump, dacă nu e vorba de o tabletă sau măcar de un proiector, de ceva să te atrag, să înțelegi educația, să înțelegi sistemul de învățământ la un nivel empiric. Tu vrei să se întâmple ceva în educație. Eu... Asta observ, vrei să se nu întâmple ceva. Nu doar că vreau, eu da. Și acționez. Vreau să întreb altceva, ai luat pulsul educației să te duci așa la profesorii cei mai încăpățânați și să le prezinți oferte de comunicare? Eu am discutat nu cu cei mai încăpățânați. Păi aia, nu pe aia care îți deschiși, că pe aia înțelegem, hai veniți, facem, cum să nu? Este o pierdere de timp să mă duc să... Dar sunt foarte mulți, pierderea de timp oricum există. Da, e o bătălie în momentul ăsta să mă duc să conving și îmi pierd timpul. Un profesor care mai are 5-6 ani până la pensie, ca să ce? Eu vreau și mă gândesc la generațiile care vor trăi și vor trebui să se adapteze pentru un viitor 20 de ani, 25 de ani. Da? Uită-te că pe noi nu ne-au pregătit pentru meserii care în momentul ăsta există, atunci nu existau. Da? Și educația ar trebui să creeze abilități de adaptare, nu pure informații. Pentru că în momentul ăsta poți să accesezi informația online la orice oră, zi și noapte. Eu nu sunt bibliotecă. Nu plec cu niște lucruri în cap și sunt foarte convinsă că numai alea sunt reale. Pot să dau un Google, pot să mă uit pe Wikipedia, pot să-mi comand o carte online, să descarc o carte online. Da? Și atunci nu modul în care folosesc eu informația, ci modul în care ajung la informații contează.
mâine, poi mâine o să avem nevoie de cine știe ce developeri pentru stație spațială în lună. Nu? Avem nevoie de oameni care să gândească altfel, să vadă lumea altfel. Atunci nu mai facem școală. Ba da, facem educație. Nu, poate nu mai numim mergem școală. La școală, serios. Poate nu mai numim școală. Poate și educația trebuie să schimbe. Problema e că fără școală nu suntem băgați în seamă. Dacă nu avem măcar aia 10 ani obligați, forțați, cum sunt ei, puși pe tavă pentru fiecare tânăr, nu e bine. În momentul de față, tinerii reacționează mult mai bine la oamenii autentici, care nu au neapărat o diplomă, dar care s-au pregătit, au învățat într-un mod neoficial sau printr-o educație non-formală și s-au dezvoltat. Și au mai multă încredere în acești oameni autentici, care fac ceea ce fac din pasiune, decât în cineva care arată o diplomă. Dacă observi online, câți medici sunt criticați, câți profesori sunt criticați și au pereții plini de diplome. Diploma ne reprezintă cu ceva? Cu nimic. Deși ar trebui să spună ceva despre noi. Da, și dacă să tu nu că te ne-am implicat, că sunt alți tineri care muncesc o viață întreagă și să aleg. Eu am terminat consilieră școlară. Dacă nu continui să mă dezvolt, dacă mă limitez decât la informațiile pe care le-am primit în master și nu merg mai departe de atât, în 10 ani voi fi depășită de tot ce apare nou în domeniul psihologiei educației? În 2-3. Da, eu sunt mai optimist. Se mișcă foarte rapid. Informația de astăzi trebuie mâine verificată, să vedem dacă ea mai există sau dacă nu cumva s-a mai adăugat ceva. Însă nu vreau să pierdem ideea asta cu tinerii care merg la școală. Suntem cu toții învățați să mergem la școală, este absolut logic să mergem la școală. Problema e că fiecare zi dedicată școlii este o zi în care noi nu avem timp pentru ceea ce ne place. Nu avem timp sau nu am avut timp pentru adevăratele noastre pasiuni. Ca să faci activități extrașcolare, deja trebuie să scapi de teme, de pregătiri, care mai nou, apropo, pregătirile nu mai sunt o chestiune așa de fiță. Doamne, cine face pregătire vrea, are bani. Nu, de dacă nu faci pregătire, păi să nu te aștepți să treci clasa sau să nu te aștepți să treci bacalaureatul. Da, din păcate sistemul nostru de educație e mai... Și dacă punem în fața profesorului o pereche de ochelari, nu facem altceva decât să ne semnăm sentința. Ori ne scandalizăm, ori schimbăm programa, ori schimbăm și pe foarte mulți dintre profesori și programă și mai punem și o picătură de bine către tine. Orice clasă socială trebuie învățată să se adapteze. Profesorii ar trebui să fie primii care văd ceva în plus, care vor să se dezvolte. Pentru că au în față un viitor. Ei modelează viitorul ăla. Dacă elevul care l-ai tu în față, nu vine de drag, nu vine că îi place, nu vine pentru că are o motivație și vine doar pentru că e obligat, tot ceea ce faci tu la catedră este egal cu zero. Da? Eu în secundă asta am... Egal cu salariul care adevărul vine la final de lună. Sunt prost remunerați. Și da, aici este... și nu, da și sunt prost remunerați. Și într-adevăr nu e ești ok. Ești profesor de matematică, nu ești prost remunerat. Există pregătire, există... Nu trebuie să-i văităm în halul ăsta. Depinde cu ce comparăm. Dar eu nu-i văit. Am spus ca un fapt. Da. E un fapt. Sunt prost remunerați. Sunt și profesori care stau acasă și fac pregătiri. Prin comparație cu vânzătoarea care se duce la mall și vinde la mall, un profesor care a terminat ceva studii, care are în spate mai multă experiență, este foarte prost remunerat. Natalia, cam ce sumă de bani crezi tu că câștigă așa un profesor de matematică, un profesor de limba și literatura română? Nu știu, nu pot să mă dau cu părerea referent. Ba da, puți. Cum să nu? Poți să spui, eu cred că atât. Asta e părerea ta, adică tu asta crezi. Poți să spui, nu câștigă, vine acolo pe gratis, că așa îi place lui, doamne, are o satisfacție, se trezește la prima oră, nu zine să crezi. Păi da, multă lume zice că vine din plăcere la muncă, da, dar plăcerea e până la o limită. Trebuie și a monetizat. Exact. Pasiunea cu bani se întreține. Deci cam cât crezi tu că poate să câștige un profesor? Mă refer strict din sistemul educațional, din orele pe care el le ține. Depinde ce salariu adică are. Adică ai impresia că ei depășesc de 2000 de lei în condițiile în care trebuie să ai și niște experiență, să ai niște grade luate... Sunt mai multe lucruri. Păi un debutant ia în jur de 800 de lei. Salariul ar fi trebuie să țină de vechimea profesorului, de ce experiență are. Deja ai făcut un traseu, da? Ți-a spus că e până în 2000.
Acolo se taie macarana, domne, nu mai merge. Da, și atunci ce pretenție ai tu să vină să fie interesat să descopere lucruri noi împreună cu copiii? Cum aparat de realitate virtuală? Stop, pentru că eu cred în felul următor și dacă vreți mă puteți contrazice fără probleme. Un profesor când își asumă această meserie, care nu e chiar o meserie, hai, îmi spui, profesor, e o vocație, da. E ceva mai mult de atât. În timpul în care vii în fața unor tineri, prioritatea ta numărul unu nu e salariul. Dacă prioritatea ta numărul unu este salariul, poți să faci meditații, în particular, cât se poate de legal și să câștigi chiar și 100 de milioane pe lună. La modul serios, să spun, în ploiești profesori care fac treaba asta. Da, știu. Și o fac în mod legal, când cu te duci, asta spun, când te duci în fața, nu știu, 30-36 de tineri la fiecare 60 de minute, altceva se întâmplă. Tu ești etalonul. Nu ai impresia că oamenii simt nevoia să fie validați? Toată lumea. Într-un anume fel. Toată lumea. Da? Avem nevoie de validare. Nu doar salariul mic e problema, ci modul în care îi vedem. Noi vedem și desconsiderăm profesorii, educatorii. Ce faci? Stă, se duce, face 3-4 ori și pe aia face acasă, dar nu întreabă nimeni ce birocrație e pe capul lor. Și câte alte și mii de probleme. Dacă vrem să schimbăm sistemul de educație, începem întâi de la bază. Vedem care sunt problemele. Eliminăm din birocrație, le dăm posibilitatea să vină cu un proiect. Uite, un profesor mai deschis poate să propună într-un cadru restrâns al școlii, să spună, domn director, haideți să achiziționăm ochelari X sau să folosim bugetul pentru un videoproiector sau să folosim bugetul pentru ceva tehnologie în școli. Dacă ei, copiii, nu au acces la tehnologie, la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, vor pune mâna pe ele. În momentul de față, poți să consideri afirmația, cine nu cunoaște să folosească sau nu înțelege cum se folosește o pagină de internet, un mail și limba engleză, au un handicap când vine vorba de locul de muncă? Da? Sunt de acord. Pe tine te-a învățat cineva în școală să le folosești? Nu. Nu, ai fost un autodidact. Să zicem. De voie de nevoie. A trebuit să învățăm. Da. Da? Ei, cei care ne-au educat pe noi, nu au avut capacitatea să previzioneze o astfel de dezvoltare a societății. Nu au avut timp alocat pentru așa ceva. Ba nu, timp e, bani sunt, astea sunt decât scuze. Da, din punctul meu de vedere, astea sunt decât scuze. Când banii pleacă spre cu totul și cu totul altceva decât pentru beneficiul copiilor, atunci sunt decât scuze. Și atunci, noi în momentul ăsta nu trebuie să vedem educația într-un fel anume. Să-i pregătim pentru acele joburi care în momentul ăsta nu există. Să le dăm abilitățile astea, să poată să folosească tehnologia, să o înțeleagă, să nu le fie frică de ea. Și să fie moral și etici când o folosesc. Să o facă în beneficiul lor, nu în distrugerea lor. Atunci ar trebui să vorbim și cu părinții. Dar asta probabil în altă emisiune. Da? Neapărat. Hai să luăm o concluzie, Natalia, începem cu tine. Zine, o să-ți cumperi și tu așa ceva? O să vrei educație cu ochelari sau fără ochelari? O să fie un trend. Tu ți-ai luat ochelari? Tu porți ochelari la școală, la clasă sau la voie fără? O să fie un trend până într-un anumit punct. După când toată lumea o să aibă și... Atunci o să avem nevoie de altceva. Atunci o să ne certăm, doamne, cum facem tranziția asta? Că toată lumea e cu ochelari, VR, vrem altceva. Noi ne-am săturat, e prea puțin pentru educație. Noi vrem mai mult, nu ca acum 20 de ani, că e păcat. Ana Maria, care e concluzia? Mi-ar plăcea, sunt de acord, dar ar trebui să avem mult mai multe programe, ar trebui să avem mult mai mulți oameni pregătiți pentru așa ceva. Și de-aia non-formalul câștigă teren, din punctul meu de vedere. Și de-aia la noi în România educația nu este pentru toată lumea. Da? Vrei să ai experiență, vrei să înțelegi cum se întâmplă lucrurile în lumea modernă, în calitate de părinte, vei veni la un cabinet sau în cadrul unor workshop-uri în care cineva, pe bani, desigur, îți va prezenta gadgeturile, îți va spune despre ce e vorba, dacă sunt, dacă nu sunt benefice pentru copiii tăi și atunci educația va fi doar pentru cei care și-o permit. Și uite, așa e provocat pe părinți să nu mai stea acasă, ei provocat să vină, să se implice. Vreți să faceți, în primul rând. Vreți să faceți ceva? Acum, că mâine deja e prea târziu.
Natalia, Ana Maria, vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Cine-i ochelarii ăștia, eu sper să-i uiți pe aici. Adică e păcat să nu-i uiți. Nu știu dacă trebuie să vă cumpărați ochelari de genul ăsta, nu știu dacă trebuie să vă certați cu cineva. Doamne, noi de ce nu avem așa ceva? Noi de ce nu ne permitem? Dar trebuie măcar să ne punem un semn de întrebare. Noi de când? Noi de ce până acum am stat și n-am făcut treaba asta? John, să ne auzim și mâine de la ora 19. Până atunci, numai bine. La revedere!